A fost odată un meșter tâmplar pe nume Gepeto și într-o zi, priceput cum era, izbuti să facă o păpușă care semăna cu un băiețel adevărat. O să te numesc Pinocchio," îi spuse el. Apoi Gepeto îi croi niște haine și o pălărioară pe măsură. Cum lemnul din care fusese făcută era fermecat, păpușa se puse pe grăit cu glas omenesc, spre uimirea bătrânului tâmplar. Și se mai și apucă să dănțuiască prin toată casa. Ca orice părinte grijuliu, Gepeto îl trimise pe Pinocchio la școală, dar fiind foarte sărac, el se văzu nevoit să-și vândă paltonul ca să-i poată lua un abecedar. Numai că, în drum spre școală, Pinocchio se simțea atras de muzica vioaie ce se auzea dinspre teatrul de marionete. Așa că își vându abecedarul ca să-și poată lua un bilet de intrare la spectacol. Înăuntru se împrieteni cu mai multe păpuși de lemn asemenea lui, iar odată urcat pe scenă, se apucă să facă tot felul de jumbuș lucruri. Dar păpușarul mâncă foc se mânie cumplit, căci Pinocchio îi stricase frumusețe de spectacol. Pinocchio își ceru iertare și povesti lui mâncă foc despre Gepetto și cum ajunsese la teatru și nu la școală. Milos din fire, acesta îi spuse, uite, ține de la mine acești cinci galbeni și dui bunului tău tată ca să își cumpere un palton nou. Pe drumul spre casă, păpușa se întâlni cu motanul și vulpea, doi hoțomani care îi băgară în cap că și-ar putea înmulți banii dacă i-ar îngropa la rădăcina unui copac fermecat din câmpul minunilor. Zis și făcut, doar că atunci când se trezi din somn, nu mai găsi nici măcar cei cinci galbeni îngropați. Strigă Pinocchio deznădăjduit după ajutor și, pe dată, lângă el se arătă zâna cu părul albăstrui. Dar, în loc să recunoască sincer ce prostie făcuse, Pinocchio îi trânti o minciună, spunându-i că pierduse banii lui Gepetto. Nici nu sfârși bine că nasul îi se și lungi de un cot. Așa o să pățești ori de câte ori vei spune minciuni, îi zise zâna supărată. Speriat, Pinocchio îi mărturisi zânei adevărul, iar ea îi drese nasul la loc, chemând în ajutor o ciocănitoare. În vreme ce Pinocchio se îndrepta spre casă, mergând pe țărmul mării, un valuriaș îl izbi cu putere și îl duse departe în larg, unde fu înghițit de o balenă. Spre bucuria lui însă, în burta acesteia, dădu peste tatăl său, Gepeto. Bătrânul fusese și el înghițit de balenă, cu tot cu corăbioara cu care plecase în căutarea lui Pinocchio. Pândind momentul în care balena dormea cu gura deschisă, aproape de mal, cei doi izbutiră să iasă din burta ei și în notară până la țărm. Ajuns acasă, Pinocchio se cuminti și, după ce își termină lecțiile, îl ajută pe Gepetto în atelier. Pentru o așa bună purtare, într-o noapte îl vizită zâna cu părul albăstrui, care îi împlini cea mai arzătoare dorință. Așa că, a doua zi, Pinocchio, cel de lemn, se prefăcu într-un băiețel în carne și oase, spre marea bucurie a lui Geppetto.